Fecioara Daniel Florin, sunt din Arad, am 39 de ani, sunt pasionat de creșterea porumbeilor. Am moștenit această treabă de la tatăl meu, Cioran Traian, care este membru din 76, a fost înscris în asociație, eu din 82. Avem împreună, mai bine zis, este ca un tandem, în jur la 200 de porumbei, din care anul acesta vom avea 144 de porumbei la lotul de zbor, 27 de perechi de matcă. Avem din mai multe linii de porumbei, duși de afară, porumbei autohton, avem pe linii de porumbei de Hermes, Lothar Lesmeister, Florian de Hofen, Kip, Emir Materne și cam atât. Desmet Matiz. Suntem de vreo 10 ani de zile mai mult pentru maraton, pentru categoria de zbor maraton, AS Maraton, cum se numește acum. Am avut rezultate foarte bune și la această categorie și de-aia ne-am și axat pe treaba aceasta. Metoda de zbor a fost la natural în aceste ani, în afară de 2009-2010, când am încercat să facem văduvia, dar nu ne-a ieșit, cum am fi dorit noi la etapele de maraton. Și din 2011 am revenit la, la vechea metodă care am avut-o, la natural. Să o luăm cu începutul sezonului. La ce dată împerechezi porumbeii? Cum îi antrenezi pentru primele concursuri? Și în continuare, cum decurge tot? De obicei, împerecherea o făceam în luna martie. Anul acesta vreau să încerc să împerechez după 1 aprilie. În 5-6 aprilie să împerechez, pentru că să nu schimbe așa de repede penele de zbor, ca să le fie mai ok la ultima etapă de maraton. Sper să reușesc treaba asta. Antrenamentele le fac cu mașina până la 60-70 de kilometri, după aceea cu mașina asociației și de acolo începând de la mai departe zborurile, cum am spus, până la prima etapă de fond și de acolo doar pentru etapele de fond și maraton. Ca și produse pentru aș menține forma sau sănătatea, care după mine este pe primul loc. Dacă nu-ți porumbei sănătoși, nu faci nimic, poți să ai din orice linii și din orice campion, nu îți dă un randament maxim, deci sănătate pe primul loc. Nu folosesc foarte multe medicamente, mai mult pentru tricomonoză, care o consider o problemă majoră la porumbelul de zbor, la voiajor, mai bine zburători, care și în timpul sezonului, tot din două în două săptămâni, le fac o cură de 2-3, chiar 4 zile pentru tricomonoză. Am folosit produse ronidazolul, de exemplu, sau metrozolul. Acum, chiar în 2011, în rest mai folosesc vitamine la porumbei, recuperator, electrolit, drojde de bere, ulei de usturoi, mai folosesc și cam astea ar fi medicamentele. Antibiotice, pentru că e respiratorii sau care le folosesc, e eurofloxacina, care zic e un medicament bun, sau dacă sunt probleme grave, lingospectinul sau pastilele CCP. Dacă, cum am spus, dacă cu astea două produse, lingospectin sau CCP, nu pot să pun un porumbel pe picioare, din punctul meu de vedere, cu niciun alt medicament nu le mai pun. Ce am testat eu? Poate sunt, dar eu nu l-am testat decât astea și mi-au dat rezultate foarte bune. Cum administrezi antibioticul? Pentru câte zile și în ce doze? Păi, da, administrat, administrez cum este scris, în prospect. De exemplu, la, cum e eurofloxacina, între 5 până la 5-6 zile, alternând cu vitamine în apă, deci o adăpătoare dimineața le dăm antibioticul, iar după masa vor primi vitaminele. În rest, prea mult antibiotic nu e ok, dar fac totuși preventiv.
cu toate că multă lume zice de ce se previn dacă nu-i bolnav. Dar poate în 200 de porumbei există 1, 2, 3 care sunt mai care au boală la început sau un alt. Și atunci, înainte de zbor, fac un tratament preventiv de 5-7 zile de antibiotic și cu ăla merg la zbor. Eventual mai fac în timpul zborului, în 3 luni cât ține zborul, de vreo 2 ori. Tot așa 3-4-5 zile de antibiotic. Asta în perioada, mai ales între maratoane, când există deja 3 săptămâni acum, se poate trata, nu îi afectează nici la zbor, la nimic, să zici că iese din formă sau un alt. În rest, cam asta sunt medicamentele care le dau. Cum antrenezi porumbei? Înaintea sezonului pentru în formă sportivă și pe parcursul sezonului? De antrenat, îi antrenez, cum am spus, la început și dacă se poate și între etapele de maraton, le mai fac un antrenament de până la 70-60 de kilometri. Anul acesta, anul trecut, pardon, în 2011, nu am ajuns nici măcar la distanța asta, am ajuns până la un 20 de kilometri din cauza că nu am putut să ies afară din țară din cauza mașinii. Și am făcut antrenamente de 20 de kilometri, dar după câte s-a văzut, au venit porumbei, s-au clasat bine la maraton, chiar foarte bine. Anul trecut am reușit să fac normă cu mulți porumbei la maraton, 21, 8 cu AS, deci nu neapărat trebuie să faci antrenamente intensive pentru așa ceva. Dacă este un porumbel de maraton, el vine și de la 900-1000 de kilometri chiar fără super antrenamente. În jurul crescătoriei, porumbeii sunt forțați să zboare sau se antrenează liber? Am încercat și treaba asta, mai ales când am zburat, cum am spus, la Văduvie în 2009-2010, dar nu, nici eu n-am avut răbdarea să stau cu steagul în mână o oră, dar nu prea. Deci se lasă la voie. La natural, nici așa nu, mai ales dacă au ouă sau pui, n-ai nicio șansă să-i țin prea mult în aer. Cât vor să zboare din voința lor, atâta zboară. Porumbeii sunt liberi toată ziua? Nu. Dimineața și seara. Atât. Deci nu, asta nu am lăsat. Cu ani în urmă erau liberi non-stop. Deci, dar am zis că e mai bine așa. Deci să nu umble vagabonzi una alta și am de dimineața și seara, doar atât. Pentru etapele care vă interesează, motivezi porumbeii într-un anume fel mai special? Deci pentru etapele de maraton și asta nu, deci n-am nicio preferință la niciun porumbel să zic că pe unul motivez mai altfel sau toți sunt la același nivel. Nu am făcut niciodată discriminarea asta, mă, ăsta e cel mai bun porumbel sau favoritul meu și pe ăla le-am făcut altceva. La toți le-am făcut același lucru. Fiecare are șansa lui și așa i-am motivat pe fiecare cât am putut la fel. Acum depinde fiecare de individ în parte. Ce după mine e important la natural, ca să aibă boxă în primul rând, pereche și situație ori ouă, ori pui, pentru că el să tragă la acest lucru. Că dacă nu are la ce, mai ales dacă nu are boxă, că de fapt porumbelul vine la locul lui, la boxa lui, acolo e cea mai mare motivație. Plus, după aia, dacă are pui sau ouă, asta depinde în funcție de fiecare individ, altul vine mai bine pe ouă, pe pui, dar în special vine la locul lui, la teritoriul lui. Asta trebuie să-l aibă fiecare. De-aia am și făcut în crescătorie mai multe boxe, le-am dat denumiri, garsoniere, apartamente, aleuri de toate, ca să aibă fiecare să nu zic, mă, ăla nu a avut cuibul lui sau teritoriul lui. Acum, depinde fiecare cât o să-l țină aripile. După sezon sau înaintea unui nou sezon, îți selectezi porumbeii și printr-o altă metodă, cum ar fi la mână sau pe baza pedigreului sau a performanțelor anterioare? Sau îi selectat pe toți? Porumbeii la mână nu prea îi selectezi așa drastic. La mine îi selectează coșul. Bine, acum dacă într-adevăr e un porumbel, un pui deformat, de tot urât, eu știu cum, praștie, cum să zice, atunci e altceva. Dar dacă este ok, îmi place, la mână, penaj, musculatură, și asta nu le elimin. Le elimină coșul la un an de zile, dacă
va face față, va face, dacă nu, nu. Da, îmi place să mă uit la să fie pedigree, să aibă sânge bun, cum e și vorba, sângele apă nu se face. Deci așa și îmi fac și perechile de mat, cât de multe ori, întotdeauna mă uit la pedigree, nu neapărat că un porumbel e mai mare și o femeie mai mică sau nu știu cum să încerc să fac echilibrul ăsta între ei, nu, după pedigree și după rezultatele care au dat care producător, pun bun cu bun, ca să obțin ceva și mai bun sau pot să obțin ceva chiar zero, nulitate. Am pățit și cazuri de genul ăsta. Câți pui reproduce anual? Cam în jur la 120-130. Cum îi concurezi în anul nașterii? La toate etapele, mai puțin la etapele ce de fond. Acum, începând de anul ăsta, am văzut că în planul de la pui s-au băgat 3 etape de fond. Dacă vor fi prea mulți și vor rămâne și la după zborurile de maturi, mulți maturi și pui, atunci s-ar putea că fiecare serie de pui, eu de obicei scot 3 serii de pui, ca să meargă fiecare serie de pui la o etapă de amștete de fond. Dar nu o să mă chinui să zbor un pui la toate trei, să-l fac cu fond pui. Deci așa ceva nu cred că o să facă. Mă nu zic că nu, dar cel puțin nu. Dacă va fi, va merge la etapă de amștete. Dacă condițiile meteo vor fi foarte bune, atunci da. Dacă nu, și un 300 de kilometri e ok pentru pui. Deci prefer să-i rup la un an de zile la maratoane decât să-i rup de pui. Deci pentru mine aia contează, maratonul, rest. E ok pentru cine place și alte categorii. Am avut și eu rezultate și la viteză, și la demifon, și la general. Dar aici m-am simțit mai bine, aici am avut rezultatele mai bune și atunci am zis de ce să nu mă duc pe categoria care m-a făcut cunoscut sau cel puțin am avut rezultate. Cum hrănești porumbei? Ce hrană le dai și în ce doză? Porumbei sunt hrăniți cu mâncare și la sac și mâncare făcută și de mine. Deci, în timpul concursului am încercat să le dau mâncare la sac, din Ungaria, și acum, în timpul iernii, și asta am mâncare făcută de mine, 4-5 feluri de grăunțe, deci nu la sac. Dar în perioada de concursuri, atunci am încercat aproape tot timpul să le dau mâncare la sac. Am zis că e mai ok, dar am zburat și cu mâncare făcută, din 4-5 feluri de mine și pot să spun că nu au fost rezultate mai slabe sau sub cele care când am concurat cu mâncare la sac. Deci mâncarea trebuie să fie în primul rând de calitate. Că sunt mai puține semințe în amestec, că sunt mai multe, dar să fie de calitate. Pentru că aia produce energia care trebuie pentru zbor, mai ales la etapele de maraton. De unde stă și cere de fapt porumb, floare, care au proteină multă. Care crezi că sunt cele mai importante aspecte pe care trebuie să le ai, de care trebuie să țină cont un porumbofil pasionat de maraton? În primul rând să aibă porumbei pentru această categorie, să aducă porumbei pe această categorie, liniile respective, să fie sănătoși, în primul rând. Și să zboare la categoria respectivă. Deci cât de mult, să nu se abțină să-l bage la zbor, să fie frigă, mă, îl pierd sau nu știu ce. Pentru că dacă e pentru așa ceva, aia, într-adevăr, să și pierd. Cum e și în procentul, cam 10-20%, să zic, sunt porumbei buni din orice lot. 1-5% sunt porumbei buni sau foarte buni. Restul sunt buni și de la 20% încolo sunt cam mediocri. Deci nu o să poți să ai niciodată 100 de porumbei super beton. Deci n-ai cum. Ar fi frumos, dar atunci ar fi șale, că n-ai mai avea loc în crescătorii. Deci aia zic, dacă îți aduci porumbei de linii de maraton, trebuie să și faci să concretizezi. Să ai un pic de răbdare, mai multă, ceea ce îți dă satisfacție pe urmă, dar se poate să-ți dea chiar din primii ani, nu neapărat să stai 10 ani. Dacă stai 10 ani și n-ai făcut nimic, înseamnă că e altă problemă atunci. Ori la porumbei, ori la tine, ori la crescătorie, ori la mai mult. Dar trebuie zburați. Și selectați cei mai buni din cei mai buni. Și atunci, în timp și în asta, poți să-ți faci o linie de porumbei.
care să facă etapele astea de maraton, cum se zice, de la 800 la 1000, 1200 sau cum vor alții. Care sunt idealurile spre care îți țintești în sportul columbofil? Ce rezultate sper să obții în anii care urmează? Măcar o participare la olimpiadă, la categoria maraton. Asta ar fi ideal, aș fi împlinit. În rest, majoritatea le-am cam făcut. La olimpiadă, măcar o dată un porumbel. Cu ani în urmă am zis că dacă ajung la olimpiadă cu un porumbel la clasa sport, am ajuns la standard, am zis că mă las de porumbei. Dar încă văd că mai trebuie să mă țin de ei. Poate anul ăsta, poate. În rest, alt ideal, cam asta. Olimpiada, acolo e supremă în sportul columbofil. Îți mulțumesc mult pentru acest interviu. Îți doresc să ajungi la olimpiadă, nu cu un porumbel, cu mai mulți, și să nu te lași de ei după aia. Da, mersi.